Ziua Internațională de Eliminare a Impunității pentru Crime împotriva Jurnaliștilor este marcată în fiecare an, în 2 noiembrie. Decizia privind instituirea acestei zile a fost luată în anul 2013 în cadrul celei de-a 68-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite prin adoptarea rezoluției care încurajează statele membre ONU să pună în aplicare măsuri concrete de combatere a impunității. Data a fost aleasă pentru a comemora asasinarea a doi jurnaliști francezi din Mali în 2 noiembrie în anul 2013. Planul de acțiune al Organizației Națiunilor Unite privind siguranța jurnaliștilor și problema impunității este primul efort concentrat în cadrul ONU de a aborda atacurile și impunitatea crimelor împotriva jurnaliștilor cu o abordare holistică și cu mai multe părți interesante. Acesta reunește organisme ONU, autorități naționale, mass media și organizații ale societății civile. De la adoptarea planului, problema siguranței jurnaliștilor a câștigat o vizibilitate mai mare în Organizația Națiunilor Unite. Totodată, acest fapt a contribuit la fondarea de coaliții internaționale între guverne și societatea civilă și a condus la realizarea unor schimbări pe teren, cum ar fi crearea de mecanisme naționale de siguranță în cel puțin 50 de țări. Protejarea jurnaliștilor face parte, de asemenea, din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. În ciuda acestor realizări, provocările încă există. Rata ridicată a impunității pentru crimele împotriva jurnaliștilor persistă și se dezvoltă noi forme de amenințări în moduri fără precedent. Între 2006 și 2020, peste 1200 de jurnaliști au fost uciși pentru că au dat știri și au adus informații publicului. În 9 din 10 cazuri, ucigașii rămân nepedepsiți, conform observatorului UNESCO. Impunitatea duce la mai multe crime și este adesea un simptom al agravării conflictelor și al slăbirii legii și a sistemelor judiciare. În timp ce crimele sunt forma extremă de cenzură în mass media, jurnaliștii sunt de asemenea expuși la nenumărate de amenințări, de la răpire, tortură și alte atacuri fizice, până la hărțuire, în special în sfera digitală. Amenințările cu violența și atacurile împotriva lor, în special, creează un climat de teamă pentru profesioniștii din mass media, împiedicând libera circulație a informațiilor, opiniilor și ideilor. Femeile sunt afectate de amenințări și atacuri, mai ales din mediul online. Potrivit unui document prezentat de UNESCO, care face parte dintr-un studiu interdisciplinar realizat de Centrul Internațional pentru Jurnaliști, 73% dintre femeile intervievate au declarat că au fost amenințate, intimidate și insultate online în legătură cu munca lor. În multe cazuri, amenințările cu violența și atacurile împotriva jurnaliștilor nu sunt investigate în mod corespunzător. Această impunitate îi încurajează pe autorii crimelor și, în același timp, are un efect de intimidare asupra societății, inclusiv asupra jurnaliștilor. UNESCO este îngrijorată de faptul că impunitatea dăunează societăților prin acoperirea unor grave încălcări ale drepturilor omului, a corupției și a criminalității. Pe de altă parte, sistemele de justiție care investighează energic toate amenințările cu violența împotriva jurnaliștilor transmit un mesaj puternic că societatea nu va tolera atacurile împotriva acestora și împotriva dreptului la libertate de exprimare. În acest an, principalul eveniment de sărbătorire a Zilei Internaționale de Eliminare a Impunității pentru Crime împotriva jurnaliștilor este conferința la nivel înalt cu mai multe părți interesate privind siguranța jurnaliștilor, care va avea loc în zilele de 3 și 4 noiembrie, între orele 8 și 20, la Viena, în Austria. UNESCO organizează de asemenea o serie de consultări regionale cu părțile interesate locale pentru a face un bilanț al progreselor și provocărilor de protejare a jurnaliștilor în ultimii 10 ani și pentru a stabili o strategie de implementare mai eficientă a planului, bazându-se pe poveștile de succes și lecțiile învățate în contextul specific al fiecarei regiuni. Două consultări tematice se vor concentra pe transparența internetului și siguranța femeilor jurnaliste. Ediția din 2021 a Zilei Internaționale de Eliminare a Impunității pentru Crime împotriva jurnaliștilor a evidențiat rolul procurorilor în investigarea și urmărirea penală, nu numai a crimelor, ci și a amenințărilor cu violența împotriva jurnaliștilor.